Mi-a ieșit rezultatul, am greșit aici, mi-a dat după grilă, mi-a dat pe atunci. Subiectiv, multe din notele au fost subiective, adică cum când... de vară, având ca temă conversia taberei de copii Stejarul, în care ne aflăm, în centru social sustenabil pentru vârstnici. Permiteți-mi să vă prezint componența Comisiei de Jurizare. Domnul Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu. Bine ați venit! Tot din partea primăriei, doamna Anne-Marie Gagichevici, consilier cabinet primar, arhitect. Doamna Silvia Cornoiu, șef departament, Serviciu Autorizații și Documentații de Urbanism din cadrul Primăriei Giurgiu. Doamna Tana Lascu, lector doctor arhitect, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu.
doamna Mihaela Zamfir, asistent doctor arhitect, Universitatea de Arhitectură. Colegul meu, domnul doctor arhitect Daniel Armeciu, din partea UAUIM București. Doamna Ana Negulescu, arhitect, proiectantul taberei de vară Stejaru. Încheie această comisie cu domnul Tiberiu Florescu, decan al Facultății de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură. Iată, ne ajungi la finalul unei săptămâni de workshop, timp în care ne-am bucurat de ospitalitatea giurgiuvenilor și nu o să vă ascundem că am îmbinat utilul cu plăcutul și am făcut câteva călătorii în județ pentru a identifica viitoare proiecte. Proiectele pe care le veți vedea astăzi sunt rezultatul, de fapt, a 3 zile de lucru intense și condensate. Sperăm să vă capteze interesul foarte mult și, bineînțeles, să ne așteptați să le detaliem la anul într-un workshop mai elaborat. În continuare, poate vrea să ne spună domnul primar câteva cuvinte. Serviciului de urbanism și arhitectură din cadrul primăriei. Aș vrea să vă considerați cu toții câștigători a acestui workshop. Să știți că, deopotrivă cu dumneavoastră, sunt câștigători și locuitorii orașului Giurgiu, fiindcă prin strădania dumneavoastră și prin ceea ce ați spus pe planșetă, chiar dacă astăzi nu se mai lucrează la planșetă, toate vor fi foarte bine apreciate și, până la urmă, activitatea voastră aici se va restrânge asupra a ceea ce veți deveni în viitor. Buni arhitecți și poate vreodată când veți trece prin Giurgiu și veți trece pe lângă această pădure, veți spune aici, a fost primul proiect al nostru integrat și care a prins și a beneficiat de o susținere financiară a Uniunii Europene și oricând, dacă putem să vedem, este rodul muncii și a mea și a colegilor mei aici, în această tabără stejară. Poate că faptul că primăria a intrat în această asociere, în această cooperare cu Universitatea de Arhitectură Ion Mincu București și partea financiară a suportat o firmă de arhitectură, deci este exact sponsorizare totală din partea unei firme de arhitectură, spune foarte mult, fiindcă acea firmă de arhitectură, și lucrul acesta ar vrea să-l rețineți, sigur, prin munca dumneavoastră, își va selecta în viitor anumiți colaboratori sau anumite persoane cu care va lucra. Vă spuneam că suntem cu toții câștigători. Și aceste proiecte ale dumneavoastră, indiferent de ierarhia pe care doamnele și domnii din comisie o vor atribui, vă promit că în prima săptămână din luna octombrie, după ce veți lua pulsul noului an de învățământ universitar, veți fi invitați primăriei municipiului Giurgiu într-un city break, într-un weekend la Giurgiu, în care veți vedea și cuantificarea valorică a proiectelor dumneavoastră. Aceste 4 proiecte ale dumneavoastră le vom da serviciului de proiecte și investiții din cadrul primăriei, le vom da unor ingineri structuriști și la sfârșit vom avea un deviz pentru fiecare proiect al dumneavoastră. Și este bine că atunci când veți veni în luna octombrie, să știți exact ceea ce ați gândit dumneavoastră arhitectonic, ceea ce ați gândit funcțional în această tabără, cam ce valoare va avea cuantificat. Și poate pe viitor vă veți gândi în proiectele dumneavoastră să țineți cont și de partea aceasta care este mult mai importantă într-o economie de piață decât partea arhitecturală, partea banilor și a susținerii financiare. Și atunci vom face poate un nou clasament. Fiindcă să știți, un proiect viabil, un proiect finanțabil, este un proiect care este foarte bine structurat, dar și care are o valoare care poate fi susținută. Vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă în această tabără. Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns apelului primăriei municipiului Giurgiu prin serviciile de specialitate de a participa la acest workshop. Și oricând,
acesta este un început. Vă aștept în fiecare an cu noi idei de proiecte, cu noi provocări. Giurgiu, vă spuneam în deschidere, este un lemn foarte bun de sculptat, doar așteaptă sculptorul și arhitectul care să-i pună în valoare calitățile native. Vă mulțumesc pentru tot și vă doresc succes! Între două bare și ne-am gândit noi că aflat între ele.
ele îi aduce practic împreună. Un alt lucru de menționat este faptul că am încercat să reprezentăm evoluția spațiului și locurile în care am intervenit și situații în care nu am intervenit. Cum am precizat volumele existente în cadrul SID-ului, am renunțat la cabina pentru paznic, terenurile de sport, cât și anexele de spatele clădirii, din cadrul spatele restaurantului, cât și aleile pentru alergări, face ulterior. Se pot observa cele două volume. Primul volum pentru vârstnicii dependenți, ce se află în continuarea restaurantului și am optat pentru continuarea acoperirii pentru a realiza o comunitate a spațiului și volumul pentru, pentru vârstnicii independenți, ce se află pentru fundația existentă pe care am continuat să o extindem pentru a face de mai multe locuri. Volumul de legătură, ce face raportul între cele trei spații, locuire, restaurant, reprezentând un spațiu de loisir, cât și anexele, piscina pe care am optat să o acoperim, capela de care și zona de acces, de care am vorbit ulterior. Aici am înțeles că sunt întregul context. Între spațiile bătrânilor, în apropierea volumului, în imediat apropierea volumului celor independenți, ne-am gândit să fie o grădină pentru zarzavaturi, de care ei se dispună să meargă, să îngrijească, să ar fi un alt spațiu în care ei se întâlnesc și interacționează. De asemenea, am propus diverse zone partizului pentru grupurile care ei, dacă să am făcut și un volum pentru capelă. Am simțit nevoia să detașăm de celelalte spații, fiind un volum care ei au oarecare intimitate și simt nevoia unui spațiu în care să se detașeze practic de mica lume în care ei trăiesc. Mai de puțin acum. Și un alt lucru de menționat ar fi faptul că noi prin acest volum de mijloc, deși am legat practic cele două volume, am încercat să protejăm efectiv tot ce exista pe teren, nu am creat niciun arbust existent, deși am făcut un compromis și prin acoperire arborii că trăiesc și asta ne inspira practic și dezvoltarea aceasta modulară dintre cele două volume. Trebuie și menționat faptul că dorim complexul să fie vizitat ca vârstnicii să aibă interacțiune posterior. Și camerele acestea pe care le-am păstrat să fie pentru vizitatori, pentru tineri care pot să facă viajunte, să se întâlnească cu tineri. Există, nu există o izolare completă în această lucru. Am mai amenajat terenul pentru diverse hobby-uri, diverse activități, având studii partea aceasta, o mică grădină cu legume, zarzavaturi, fructe de pădure, hobby-uri adecvate cadrului natural. Ți-am preferat să nu stăm terenul de sport lângă piscină, ca să există o coerentare între activitățile. Am regândit țarcul animalelor. Da, aceea ar fi o altă zonă, un nucleu destinat animalelor.
prin accesul, dacă inițial accesul se făcea prin această zonă. Momentan, el a fost mutat mai la stânga pentru a crea toată zona aceasta destinată numai complexului. Iar accesul secundar, urmează să perimetru pentru a atinge toate complexul. De noua așezare a accesului, acesta are capăt de perspectivă pavilionul de intrare, un volum independent de ansamblul azilului, un volum ce conține recepția și spațiile alipite, o cameră de primire și de discuții, grupuri sanitare și spațiile administrative în spate, cu galben, barele cu unități de cazare, cea alipită clădiri existente pentru bătrâni independenți, pentru a facilita accesul direct și nemijlocit, atât către restaurant, cât și către cabinetul medical, pe care l-am organizat în zona aceasta. Bătrânii independenți și cei cu o dependență ușoară, care nu au nevoie de o asistență permanentă și directă. La nivelul etajului am optat să amplasăm în cadrul în spațiul acesta, de restaurantului, în zonă medicală și de ergoterapie, care are acces și către o terasă exterioară, despre care vom vorbi ulterior, zona de cazare. Da. Zona de cazare, cum am precizat și colegul meu, cât și terasa spațiului comun de la parter, ce leagă cele două volume și pe nivel și la nivelul etajului și despre care vom vorbi de am optat să prezentăm și planurile mobiliate pe care le vom dezvolta ulterior pe zone în funcție de spații la o scară ceva mai mare. Acesta este volumul de acces și alegere, zona de restaurant și cazare. Deci asta este o imagine din partea. Pavilionul de acces despre care vorbeam, recepția în zona aceasta cu spațiile, camera de discuții, de primire, grupurile sanitare, spațiile administrative în spate cu acces spre drumul secundar. Cu o cancelare și un birou de directorial la etaj. Și acesta este volumul vârstnicilor dependenți. Acesta este planul parterului. Se poate observa această trecere. Ne-am mutat pentru o locuire, o zonă de trecere, puțin culoare pe care puțin plăcut. Pentru a aduce cât mai mult către spațiile de locuire individuale și această trecere între zona interioară și zona exterioară, ce facilitează atât iluminarea cât și ventilarea. La nivelul parterului sunt camere de o singură persoană. Aceștia au posibilitatea de a ieși pe terasă și a ieși mai departe în spațiul exterior, atât către zona privată, către pădure, cât și zona lor centrală, către modulul celălalt. Iar la nivelul etajului sunt camere de două persoane și deoarece nu avem această trecere între interior și exterior, am putut să realizăm mici acolole de comunicare și de petrecere a spațiului comun. În zona de distribuție am realizat un mic spațiu comun cu o cinetă în care pot să-și facă un ceai sau o cafea, pentru a nu se deplasa până la restaurant, mai ales că este modulul persoanelor dependente și accesul către terasa exterioară de la etaj. Volumul vârstnicilor independenți, ce continuă fundația, de asemenea la parter se află, am dat de locuire de o singură persoană, iar la etaj și cu o cameră pentru asistente, ce se află și în celălalt lucru, iar la etaj de asemenea cu aceeași tratare două camere, două paturi în
camere de două persoane și aceste mici alveole. De zi, motiv pentru care este intens luminat, vitrat, lumina se pătrundă permanent, bătrâie se bucură de ea și de asemenea din aceste alveole se poate și ieși afară în curtea special amenajată pentru ei. În acces la terasă. Același principiu este folosit și, și deasupra, și la primul etaj. Avem o terasă acoperită din care care poate fi accesată din ambele module. Terasa este circulabilă și cu mici zone de conversații, de loazir, și din care ies al locuri copăcei pe care noi am protejat cu curțile interioare și aceste cutiuțe la un nivel mai înalt care să creeze un spațiu din alt. Aceasta este zona de parter a acestui volum. Pentru început, am recompartimentat recompartimentat o mare parte, am mărit sala de mese, am realizat grupurile sanitare conform cerințelor cu grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități. Bucătăria am lăsat-o exact așa cum este, pentru că funcționează și nu are absolut nicio problemă. Am deschis către zonă, către exterior, către terasă. Aceasta, la nevoie, se poate închide pe timpul iernii. În zona aceasta avem o kitchenetă, o bucătărie insulară, în apropierea grădinii, unde ei pot să își prepare singuri sau cu asistență mâncare sau să se simtă util complexului și să participe la activitățile sociale, comunitate. La nivelul etajului, cum am precizat, este zona medicală și de ergoterapie, în care avem o sală pentru infirmier, o cameră pentru medicul de gardă, o cameră de consultație, cât și un salon pentru internare, cât și o sală de fitness și masaj de recuperare, care are acces către terasa exterioară, unde se pot realiza de asemenea activități. Planul pe șine. Am hotărât să o acoperim pentru a putea fi utilizată și pe timpul iernii, iar funcțiunile necesare acesteia, grupurile sanitare, dușurile și zonele de masaj, să fie realizate tot în același stil modular pentru a păstra relația cu celelalte corpuri. Am vorbit mai devreme de spațiile comune desprinse din holul unităților de cazare. Se observă aceste console, sunt niște elemente stilizate ale lucarnelor. Se observă și în secțiune, orientate către curtea interioară.
iar către exterior, către pădure, este prispa unde vârstnicii pot sta și admira pădurea și se bucură de elementul natural și de liniște. Am optat pentru materiale naturale, materiale locale, mai precis lemnul. Ce se continuă de pe fațadă către deci pe acoperire pentru a avea o unitate. Am pus mai multe imagini, acesta este din zona comună către curtea interioară locuirii. Acesta este la terasa etajului întâi, tot către zona de locuire, este terasa comună, tot spațiul comun, exterior, volumul de recepție, de acces. Imagine dinspre acces. Iar aceasta este o imagine mai amplă a curții interioare în care se observă îmbinarea, practic, dintre cele două volume, volumul de cazare și cel orizontal. Am uitat să precizăm un singur lucru. În afară de elementul vegetal, am simțit nevoia prezenței și elementului mineral, motiv pentru care terasa acoperită este terasă minerală, acoperită în piatră, prin care se definesc câteva trasee, astfel încât să poată fi accesată și de persoanele cu dizabilități. O imagine de ansamblu. Și cam atât. Și ai dat câteva exemple cu același stil de acoperire, același material folosit. Nu am reușit să redactăm, poate, cel mai fericit. Sunt complet
accesul, accesul și această lucintă, am propus un volum de intrare și pentru a închide incinta, pentru a crea un spațiu protejat, am decis să acoperim piscina. Astfel se creează o incintă, o curte interioară, închisă și în același timp deschisă, și care creează o unitate cu restul mediului cu intermediul arborului, al stejarilor. În partea de jos a sitului sunt cele trei cavane existente pe care am decis să le păstrăm. Ele sunt destinate cazării temporare, a vizitatorilor, a studenților care ar putea veni să facă voluntariat sau practică, care ar putea veni să ajute bătrânii, să învețe diverse meșteșuguri. Iar în curtea din spate am propus o amenajare nouă, o grădină de legume cu livadă și cu o micuță prisacă, care are și clădiri special destinate acestor activități, astfel încât bătrânii să fie cât mai independenți, dar în același timp implicați în mod activ în viața, în sustenabilitatea centrului. Pentru că ei pot produce pentru uzul propriu sau pot vinde și în exterior, în cazul în care este nevoie. Bucătărie de vară, unde ele vor fi adunate,
este cumva și o legătură vizuală, poate creează o legătură vizuală între cele două. Microfon articulația deja existentă, dar pe care de asemenea am modificat-o, deoarece nu corespunde, am considerat că nu corespunde normativelor pentru construcțiile destinate persoanelor cu dizabilități. Tot în apropierea intrării este zona destinată sportului, unde, pe lângă bazinul actual de nord, am promis și o sală de kinetoterapie, iar în imediata vecinătate este alăturată și infirmeria cu un acces special pentru o ambulanță. Pentru că ne-am gândit că e zona cea mai bună, sunt apropiată și de sport, dar și de acest sport de cazare pe care noi l-am propus a fi destinat la parter persoanelor dependente din acest, care ar urma să fie cazat în acest centru. În spatele incintei sunt, cum am spus, camerele de cazare. Ele au beneficiat de locuri de stat împreună și sunt conectate cu funcțiile importante, cum am zis, restaurantul și zona de sport. La etaj avem cazare inclusiv deasupra corpului cu recepția, cazare în continuare deasupra celorlalte două corpuri, iar în zona destinată sportului am propus și camerele medicale, unde există anumite cabinete și o sală de tratament. Deasupra sălii restaurantului am propus o sală polivalentă, unde se pot desfășura diverse acțiuni din tot timpul anului. Despre piscină vreau să mai spun că ne-am gândit că ar fi bine ca aceasta să poată fi folosită și de persoane din afara acestui centru, așa că este puțină frică. Așa că i-am propus un acces separat pentru acei vizitatori. Ne-am gândit că ar fi util să existe un astfel de centru și se poate fi folosit de ceilalți. În ceea ce privește aceste secțiuni, am încercat să redăm atât gabaritul propunerii noastre, cât și o atmosferă care ne-a venit ar fi specifică acestor spații. În partea de dreapta este o secțiune de atmosferă făcută prin bucătăria de vară și zona pentru prelucrat produsele apicole. Mi-am gândit că ele pot fi accesibile atât oamenilor care se pot deplasa singuri, dar și cu ajutor. În următoarea secțiune am dat o atmosferă din curtea interioară, unde oamenii stau pe băncuțe, care sunt plasate în jurul copacilor. Iar jos este secțiunea generală de gabarit, unde sunt surprinse două brațe ale propunerii noastre, actualul corp restaurantului și corpul de catare care se află deasupra fundației. În această perspectivă am încercat să surprindem puțin atmosfera la care o atmosferă curtea interioară pe care noi am avut-o minte, cu băncuțele organizate în jurul copacilor, unde oamenii se pot pliva, se pot așeza, vorbi. Vă mulțumim! Thank you.
să fie cât mai sustenabilă investiția. Astfel am păstrat cabanele de jos, zona de camere de cantină și spațiu de întâlnire și bazinul cu fundația existentă care ar putea deveni un centru important pentru o zonă la nivel macro, nu doar pentru situl nostru. Ceea ce am observat este faptul că zona nu funcționează la adevăratul ei potențial, sau în fine, locul pe care ne aflăm nu funcționează la adevăratul lui potențial, întrucât avem de-a face cu niște construcții dispersate, putem spune chiar aleatoriu, pe acest sit, în cadrul cărora noi am încercat să găsim o regulă. Acest lucru se poate vedea și în circulația care se află chiar aici, în această clădire, este una singură, atât pentru, este atât principală cât și de serviciu. Prin crearea a două nuclee, în jurul cărora să fie distribuite cele construcțiile propuse, am vrut să creăm o ordine în acest spațiu și, practic, să le întoarcem pe toate cu fața către acest centru sau aceste două centre, unul comunitar și unul religios, pe care mi le-am propus. Poate că noi am plecat de la ideea de comunitate și tot ce înseamnă activitatea în comun va fi orientată în centru. Care mi l-am propus. Zona în centru și activitățile situate perimetral. Acesta este planul de situație, după cum se poate vedea. Am ales o organizare de tip ciorchine a locuințelor, care să fie oarecum în proximitatea acestui centru. În zona aceasta am vrut să avem zona de asistență medicală cu bazinul de not pe care am hotărât să-l păstrăm, dar să-l acoperim, și cu o clădire destinată exclusiv acestui lucru. Atelierele ergonomice vor fi în zona aceasta, oarecum în legătură cu construcția principală, care reprezintă cantina și restaurantul, iar această anexă de aici este, de fapt, o intervenție, o prelungire a zonei acesteia, pentru că am dorit un centru medical sau un centru de asistență, nu numai în acest spațiu, dar și aici, în cazul care ar putea fi vorba despre vreo urgență. De asemenea, două dintre cabanele existente am vrut să le păstrăm, întrucât am hotărât ca pentru vârstnici, este foarte importantă această perioadă de acomodare cu spațiu. În primul rând, vrem ca ei să nu vină aici păstrânși, să creadă că sunt abandonați, ci vrem mai întâi să considere că vin aici pentru o perioadă de probă, în care se pot adapta, pot vedea dacă le place sau nu și după aceea vedem ce se mai întâmplă. În fine, aceasta este zona recepției. Despre locuințele individuale ar mai fi de spus. Am vrut să creăm această trimitere către zona rurală prin crearea unor unități de locuit pentru maxim două persoane, de dimensiuni care permit să poată fi mobilate individual, personalizate, încât fiecare să aibă sentimentul de acasă. De aceea i-am grupat, să spun așa, în această zonă, pentru a se forma comunitatea. Bătrânii să nu se simtă singuri, abandonați, să aibă persoane de vârsta lor și cu ocupațiile lor comune. Le-am redat în spatele fiecare unități
persoane tinere în cadrul acestui centru. Noi ne-am gândit că ar fi posibil amenajarea unui parc filian în dormitorul aferentului vârstnic pentru a putea găzdui, eventual pe nepotul lui pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Nu prea se vede în plan, poate o da, legat de acea mobilitate a locuințelor, dar și a necesitatea. Aici erau diferite propuneri de apartamente, unele cu două pași, un pat cu două paturi normale, cu un pat client sau chiar cu cinetă. Fiindcă chiar am mizat pe acest lucru care mi s-a părut destul de important, aducerea nepoților, de integrarea sau pe timpul petrecut împreună. Atunci când vârstnicul sau bunicul se află în asemenea spațiu, teoretic nepoții nu-l mai pot vizita cum ar fi normal sau cum se întâmplă în multe situații. Așa cum am zis, fiecare casă poate avea, poate găzdui doi bătrâni. Cea mai apropiată zonă de aceste căsuțe este zona de luat masa și zona de asistență 24 de ore. De asemenea, am poziționat partea ce ține de medicină pe latura din dreapta. Ne-am gândit că atât bazinul, cât și funcțiunile care trebuie să asiste un bătrân în acest ansamblu, poate chiar construi un